începându-și activitatea ca miniaturist, era și firesc ca Ducio să manifeste, încă din primii ani, o deosebită atracție pentru formele miniaturale, așa cum se vedește clar în icoanele din Siena și din Berna și când, în 1285, el a fost invitat la Florența spre a executa o icoană monumentală de altar, Madonna Rucellai, în fața lui s-a ridicat o problemă cu totul nouă, aceea de a-și adapta propria manieră miniaturală la necesitățile lucrului pe ampla suprafață a suportului de lemn al icoanei de un mare ajutor i-a fost de astă dată experiența lui Cimabue. Ei se interesau amândoi de soluționarea uneia și aceleiași probleme. Să complice și să îmbogățească schema iconografică tradițională a Madonei în slavă, prin introducerea figurilor suplimentare ale îngerilor care flanchează tronul. Pe această cale, artiștii bizantini s-au mărginit doar la plasarea în spatele tronului a două figuri de îngeri, întrucât ei evitau compozițiile cu redarea subliniată a spațialității. Zugrăvirea unor figuri de îngeri suplimentare făcea compoziția mai solemnă și îngăduia, în același timp, să fie adâncită impresia de spațiu a icoanei. Încă din fresca sa din biserica inferioară a Bazilicii San Francesco din Assisi, Cimabue dăduse o soluție cu totul nouă, plasând de ambele părți ale tronului câte două figuri de îngeri. Nu este exclus ca această fericită soluție să-i fi sugerat lui Ducio ideea de a zugrăvi în icoana din Berna figurile a șase îngeri. În icoana din Biserica Santa Maria Novella, Duccio a adoptat aceeași variantă compozițională. Dar îngerii sunt înfățișați aici nu stând în picioare, ci îngenuncheați în semn de prosternare. Ba cele patru figuri de deasupra nici nu ating pământul cu picioarele, ele plutesc parcă în văzduh, siluetele lor detașându-se clar pe fundalul aurit. Deși Madonna Rucelai este o icoană foarte mare, 450 pe 290 metri, ea este lipsită de acea monumentalitate autentică, proprie operelor lui Cimabue. Chiar și numai acest fapt o face să nu semene deloc cu icoanele maestrului Florentin. Madonna stă așezată pe un ton fragil, opere rafinată de mobilier, asemănătoare tronului din Icoana maestrului din San Martino aflată în Muzeul Municipal din Pisa circa 1275 Și cu toate că în tabloul lui Duccio tronul este redat într-o perspectivă mai fidelă realității el pare așa de ușor încât plutește deasupra pământului în aceeași măsură sunt desprinse de pământ și imaginile celor patru îngeri din partea superioară, care se integrează perfect fundalului aurit. Imaginea Mariei într-un veșmânt de culoare roz-suav, peste care este aruncată o mantie albastră, este lipsită parcă de volum. Ea profilându-se ca o siluetă grațioasă și întunecată. Pe fundalul mai luminos al tronului, colorat în brun, și al țesăturii de culoarea unui albastru metalic. Deosebit de frumoase sub aspectul coloritului, sunt veșmintele îngerilor, în care tonurile de albastru transparent se îmbină cu cele roz, verzi delicate și palid liliachi. Toate formele sunt realizate cu migală de miniaturist amintind în multe privințe procedeele folosite în lucrările timpurii. Aceste procedee se fac simțite în ritmul curgător în care unduiesc ușor bordurile aurite ale mantiei Mariei, în drapajul delicat al veșmintelor îngerilor, în liniile armonioase ce conturează ovalul feței, nasul și buzele, în desenul grațios al ochilor, în mâinile aristocratice, cu degete lungi și subțiri. Dar ele se vădesc în mod cu totul deosebit în micile medalioane cu sfinți înfățișați până la brâu, ce împodobesc ram rama icoanei. Aici te convingi, odată în plus, cât de mult a fost îndatorat Ducio miniaturii bizantine din epoca paleologă-timpurie, cu factura ei liberă și cu suculentele ei striații luminoase. În anul 1288, în fața lui Ducio a fost pusă încă o sarcină de ordin monumental, și anume aceea de a executa desenele pentru vitraliile rozasei din absida catedralei sieneze. Și din nou, maestrul a rezolvat această sarcină mai degrabă ca un miniaturist decât ca un pictor monumentalist. El a divizat cercul pe verticală și pe orizontală în nouă sectoare. În zona centrală a plasat una deasupra alteia trei scene din viața Mariei, în coronarea înălțarea și învierea, iar în părțile laterale imaginile celor patru evangeliști și pe ale celor patru sfinți patroni ai orașului. Ținând seama de specificul vitraliului, Ducio a fost constrâns să mărească și să simplifice toate formele. Jilțurile au dobândit un aspect de masivitate, figurile umane au devenit întrucâtva mai scunde. Dar și aici, artistul a recurs din plin la podoabe ornamentale, la încadrări capricios dantelate, la țesături și borduri pentru veșminte, elegant desenate. În scena în Mariei, necunoscută bizantinilor, el urmează modelele gotice, apelând și aici la soluția compozițională îndrăgită de el și care constă din plasarea de o parte și de alta a tronului, lat aici a câte trei îngeri stând în picioare. Tipologia îngerilor confirmă justețea constatării făcute de Enzo Carli, care a atribuit primul, desenul vitraliului respectiv lui Ducio. Madonna Rucelai a produs o puternică impresie asupra artiștilor florentini ai generației de până la Giotto, în particular asupra maestrului Sfintei Magdalena și asupra autorului Madonelor din Biserica Sant'Andrea din Mosceano, din Galeria Sabauda din Torino. Lui Giotto însuși, ea trebuie să-i fi părut prea arhaică, într-adevăr, toate lucrările timpurii ale lui Duccio au rămas aproape neatinse de adierile protorenascentiste. Acestea, din urmă, se fac prea puțin simțite și în operele artistului din ultimul deceniu al secolului: Madonna Bust din colecția Stoclet din Bruxelles, Tripticul din Galeria Națională Londoneză. Madonna din Galeria Națională a Umbriei din Perugia. Totuși, ecouri izolate ale reformei lui Cavalini au ajuns și până la Duccio. El înlocuiește sistemul bizantin de ecleraj cu treceri de clar obscur mai line, datorită cărora forma dobândește rotunjim de volum și devine mai palpabilă sub imaginea bust a Mariei în tabloul din colecția Stoclet, el plasează o cornișă pe console redate în racursiu. Ulterior, aceste inovații și altele asemănătoare devin un factor nelipsit de importanță în stilul de maturitate al lui Duccio. În această etapă a dezvoltării lui, însă, ele joacă un rol secundar, fiind o mărturie evidentă a atitudinii foarte rezervate a artistului față de reforma lui Cavalini. Cu mult mai puternic trebuie să-l fie atras pe Duccio arta gotică, care, asemenea celei a Bizanțului, i-a fost mai apropiată în spirit sub influența sculpturii gotice sau a miniaturilor franceze el introduce în tablourile sale un motiv nou pruncul jucându-se cu basmaua de pe capul Mariei acest gest este redat cu o spontaneitate seducătoare și cu multă căldură în Madonna din colecția Stoclet care este o adevărată bijuterie în creația maestrului Niciodată Duccio n-a creat o imagine mai gingașă și mai plină de lirism. Niciodată paleta sa n-a atins un rafinament mai des desăvârșit. Tonurile albastru-verzui, violet-cenușii, roze cu o nuanță portocalie și gri-verzui sunt folosite în combinații cromatice atât de subtile încât culoarea dobândește aspectul unui material prețios. Nu-i mai puțin de săvârșit sub aspectul coloritului, nici micul triptic din Galeria Națională a Londrei. Și aici, Hristos se joacă cu marama de pe capul Mariei. Deasupra sunt înfățișați bust, prorocii, iar de o parte și de alta a Madonei, câte doi îngeri în zbor. Pe panourile laterale sunt, reprezentați stând în picioare Sfântul Dominic și Sfântul Aurea din Ostia. Relieful tuturor acestor imagini, datorită trecerilor subtile de la lumină la umbră, este atât de fin încât abia dacă se detașează din fundalul auriu, fără a intra câtuși de puțin în contrast cu acesta. Cu o măestrie remarcabilă se folosește Ducio de liniile subțiri și diafane, care conferă reliefului un caracter și mai fragil. Tocmai cu ajutorul acestor linii pline de muzicalitate și al culorilor strălucitoare, obține artistul delicatețea deosebită în exprimarea sentimentelor sale. Pe panoul central, albastrul intens se îmbină cu o nuanță violetă care bate în albastru metalic cu liliachiu, verde, roz și azuriu. Pe panoul din stânga, negrul este juxtapus, în chip îndrăzneț cu albul și suplimentar, este introdus un mic accent de roz, cartea. Pe panoul din dreapta, liliachiul intens este armonizat subtil cu verdele. Datorită stării de păstrare perfecte a tripticului, Coloritul său și-a păstrat aproape toată prospețimea inițială și acel farmec cu totul deosebit, care este propriu numai lucrărilor marilor coloriști. Fără îndoială, Duccio a avut un atelier mare, cu un număr apreciabil de ucenici. Cu ajutorul acestora, el a executat între anii 1300 și 1308 două polipticuri, ce se păstrează în Pinacoteca Sieneză, numărul 28 și 47. În primul, penelului lui Ducio îi aparține numai Madonna, iar în cel de-al doilea, care a avut mult de suferit de pe urma inscripțiilor, părțile cele mai bune din punct de vedere calitativ sunt figurile redate până la brâu, Reprezentând pe Sfânta Agnesa și pe Ioan Evanghelistul, care au fost pictate probabil de către Duccio însuși. Cele două polipticuri ne conduc nemijlocit către lucrarea principală a lui Duccio, renumitul retablu al Catedralei Sieneze, realizat de artist între anii 1308 și 1311. Această imensă icoană. Din două părți, 4,24 metri în lățime, păstrată astăzi în Muzeul Catedralei, și a pierdut, din păcate, înfățișarea inițială. Deteriorarea foarte timpurie a ramei a avut ca urmare faptul că ansamblul s-a dispersat, s-au desprins marginile cu figurile prorocilor și cu scenele din viața lui Hristos. Unele dintre ele au ajuns la Londra și în colecțiile americane. S-au desfăcut părțile superioare ale altarului, care includeau imaginile bust ale apostolilor, scene din viața Mariei și figurile până la brâu ale îngerilor. După ce Ducio a terminat lucrul la această operă, care uluia prin frumusețea ei neasemuită, tabloul a fost transportat din atelierul artistului în catedrală, în prezența unei imense afluențe de public, care s-a constituit într-o procesiune triumfală. Circulația în oraș a fost întreruptă, toate dugenele au fost închise, iar dangătul clopotelor, surlele și tobele vesteau măreața izbândă a artei. Și, pentru sienezi, aceasta nu era numai victoria celui mai mare pictor al lor, ci și a obștei de cetățeni care se aflau în spatele lui. Astfel, între artistul comunei și cetățenii acesteia se întindeau mii de fire vii, nevăzute, ce făceau din creația artistică un proces legat profund de solul meleagului natal. Cercetătorii discută mult despre aspectul inițial al tabloului de altar al lui Duccio. Cea mai convingătoare reconstituire a dat-o Frederic Cooper. Potrivit părerii acestui cercetător, partea superioară a imaginii se termina cu pinacluri gotice, pinaclul din centru azi pierdut, ridicându-se deasupra celor de pe extreme pe aversul icoanei se poate să fi fost înfățișate în plus trei scene din viața Maicii Domnului, învierea, înălțarea și încoronarea. Această tematică, ce figura și în vitraliul din absida catedralei sieneze, era aici foarte potrivită, întrucât ea încheia în mod logic ciclul Mariei care împodobea aversul icoanei. Aici, deasupra Mariei tronând, era înfățișat maestuosul ei triumf. Pe reversul pinaclului central se poate să fi fost redate trei scene din viața lui Hristos: învierea, înălțarea și Hristos în slavă. La rândul lor, ele reprezentau încheierea ciclului cristologic, dezvoltat amănunțit pe fața opusă a icoanei. În ansamblu, aceasta din urmă avea o alură pur gotică și, din cauza abundenței de imagini mărunte, nu se distingea câtuși de puțin prin monumentalism, fapt caracteristic în general pentru arta lui Duccio. Pe aversul icoanei de altar este înfățișată protectoarea Sienei, Madonna așezată solemn pe un tron larg, având de jur în prejur cetele îngerilor și ale sfinților. Acesta este tipul compoziției de aparat, pe care italienii îl numesc maestà, adică maestate. Plasarea figurilor este riguros simetrică, întrucât va chiar ostentativ simetrică. Artistul a vrut, probabil, să sublinieze caracterul ceremonios al acțiunii în care sfinții și îngerii se prosternează în fața Mariei, proslăvind-o nu numai ca împărăteasă cerească, dar și ca stăpânitoare a sienei. Țesături bogate cu ornamente de aur, bordurile aurite unduind capricios ale veșmintelor, nimburile de aur, toate acestea erau chemate să potențeze elementul de reprezentabilitate. Ducio ar spune parcă, eu am zugrăvit o măreață sărbătoare și la această sărbătoare să participe toți cei ce se apropie de tabloul meu. De aceea sunt așa de strălucitoare culorile ei, albastru, roz spre roșu, Violet, verde închis, liliachiu, albastru metalic, zmeuriu și alb cenușiu, culori ce radiază după restaurările din anii 1953-1958, ca niște pietre prețioase. Încătușat de tradiția picturii de icoane, Ducio a creat pe aversul icoanei de altar o compoziție pur bidimensională. Figurile sunt plasate nu una în spatele alteia, ci una deasupra alteia, așa încât nimburile formează benzi ornamentale în care aurul alternează ritmic cu veșmintele colorate. Noile adieri se fac simțite numai în tratarea figurilor modelate cu ajutorul unui clar obscur subtil care determină rotunjirea formei. Dar Duccio nu încarcă nici aici suprafața, așa cum făcea Cavalinii, cu grele volume cubice. El recurge la relieful estompat, subliniază silueta închisă în conturul masei, făcând-o mai ușoară și armonizând-o cu suprafața plană a fundalului. Bordura și partea superioară, de pe aversul icoanei, ca și întreaga suprafață de pe reversul ei, Duccio le-a acoperit cu 59 de scene din viața Mariei și a lui Hristos. În acest ciclu, el a descris povestea tristă a patimilor Mariei și ale fiului ei. El a redat această poveste cu atâta simplitate, claritate și plenitudine, încât ea trebuie să le fi părut contemporanilor săi buni cunoscători ai tuturor peripețiilor evanghelice, o poveste nu numai surprinzător de nouă, dar și seducătoare într-un fel nou. Fiind pătruns în mod conștient de importanța profundă a tragediei creștine, Ducio a știut să exprime în tablourile sale sensul ei tainic, ambigu, simbolismul ei laconic. Dar el a știut în același timp să poetizeze fiecare episod. A știut să adauge detalii concrete absolut noi, care confereau imaginilor o veracitate nemai întâlnită până atunci. În scenele sale evanghelice, deosebit de frumoase sub aspectul coloritului, Duccio renunță la desfășurarea în plan a compoziției. El zugrăvește cu plăcere interioare clădiri cu volume acuzate, ba chiar întregi complexe de edificii. Recurge adesea la racursuri îndrăznețe, la încrucișări și între tăieri complexe de linii. El și-a însușit toate acestea din pictura practicată la Roma, cu care trebuie să fie avut contact pentru a doua oară la sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul celui următor. Fără acest nou contact al lui Duccio cu arta romană, s-ar explica a nevoie progresele ce se conturau în creația sa târzie. Artistul a trecut pe lângă Giotto, fără să fie înrurit de acesta, dar reforma lui Cavalini a găsit, se pare, la el un oarecare ecou este adevărat, nu l-a împins pe drumul realismului, nu l-a determinat să o rupă cu moștenirea bizantină, dar ea a contribuit la o anumită înnoire a limbajului său artistic, apropiindu-l pe acesta de soluțiile propuse de maestrii protorenascentiști. Și totuși, Ducio nu s-a alăturat mișcării protorenascentiste nici în lucrările sale cele mai târzii. Fapt vădit mai ales în minunatul triptic de mici dimensiuni din Palatul Londonez Hampton Court, realizat de artist cu ajutorul ucenicilor către sfârșitul celui de al doilea deceniu al secolului al XIV-lea. Diafane, elansate, figurile trădează aici întărirea în continuare a înrăuririlor gotice. Apar tendințe pur decorative. Fețele învăluite într-un clar obscur fumuriu păstrează în întregime fragilitatea din trecut. Veșmintele sunt acoperite, ca și mai înainte, cu linii aurii subțiri care își au o bârșia în hașurile de aur folosite de bizantini. Nu s-a schimbat nici coloritul, care a dobândit un și mai mare rafinament. Albastrul închis se combină cu verdele de malahit, cu liliachiul, cu violetul pal, cu rozul, cu griul sidefiu și cu verdele cenușiu nu numai în istoria picturii sieneze, dar și în acelei italiene în general, Duccio ocupă un loc excepțional. El este unul dintre maestrii cei mai seducători, al cărui farmec nu poate să nu te cucerească. Arta lui fină și gingașă transfigurează orice chip și orice scenă din mitologia creștină în adevărate valori poetice icoanele lui Duccio au fost create pentru a trezi un sentiment liric intim. Ele și-au pierdut asprimea și severitatea bizantină, fiindu-le propriu un fel de reverie. Duccio știe să conducă cu măestrie povestirea, împănând-o cu amuzante detalii de gen. El nu se sfiește să-l reprezinte pe personajul principal de două ori în aceeași icoană, cum nu se sfiește să introducă și episoade apocrife. Ca niciunui alt maestru din 200, lui îi place să zugrăvească interioare confortabile, cu uși întredeschise, prin care pot fi văzute încăperile alăturate, obiectele de mobilier căsuțele făcute parcă din carton, ulițele liniștite dintre ele, peisajele de basm cu fundaluri aurite și cu arbuști ca niște buchete. Cu aceste detalii el înviorează scenele religioase tradiționale, făcându-le mai apropiate privitorului. În compozițiile sale pictate în perspectivă el comite o seamă de stângăcii de neconceput la Cavalini și la Giotto. Narațiunea nu se desfășoară la el totdeauna pe orizontală, de la stânga la dreapta. Adesea, pe reversul icoanei maesta, scenele se citesc nu într-o desfășurare orizontală consecventă, ci pe verticală, două câte două. Pentru a nu pierde firul povestirii, Privitorul trebuie să urmărească tot timpul cu atenție plasarea cadrelor, citindu-le când de sus în jos, când de jos în sus, când de la stânga la dreapta. Cu toate acestea, Duciu atinge o uimitoare pregnanță a imaginii. În limitele fiecarei scene, el izbutește să trateze subiectul în chip exhaustiv. Și dacă nu știe să concentreze cum face Giotto povestirea, reducând-o la ceea ce are ea esențial, în schimb el are darul de a face ca orice detaliu să pară în mod organic indispensabil, întrucât contribuie la crearea unei stări de spirit poetice. Ar fi nedrept să-l criticăm pe Duccio, așa cum face Berenson, de pe pozițiile gioteștilor tactil values. Desigur, figurile maestrului sienez sunt lipsite de palpabilitate și de concentrare plastică. Ele nu stau, e drept, solid pe picioare. Mișcările lor nu sunt, e drept și aceasta, îndeajuns de energice. Dar toate acestea se aflau în afara posibilităților lui Ducio oamenii lui abia îi amintesc vag pe eroii plini de vigoare ai lui Giotto. Ei pășesc lin, fără zgomot, corpurile lor sunt imponderabile, gesturile sunt reținute, puține. Figurile diafane care alunecă pe suprafața plană a icoanelor sunt redate printr-un relief aproape plat, din care pricină, între ele și fondul auriu, nu există niciun contrast. În aceste condiții, fundalul auriu parcă iradiază și, sub influența lui, pigmenții cromatici dobândesc o neobișnuită intensitate. Printre scenele ce decorează reversul icoanei Maesta, un spațiu foarte mare este acordat de Duccio zugrăvirii patimilor. Chipul lui Hristos nu este tratat în spirit eroic ca la Giotto, ci în plan pur liric. Hristos, hărăzit să fie jertfit, îndură răbdător și resemnat toate chinurile. În toate acțiunile și mișcările sale există ceva pasiv, ce-ți inspiră milă. La o contemporană a lui Duccio, originară din Umbria, Angela da Foligno, moartă în 1309, întâlnim o înțelegere a imaginii lui Hristos asemănătoare, în renumita ei carte, Liber de vere fidelium experiența, cartea despre adevărata experiență religioasă, care s-a bucurat la timpul său de o mare popularitate, Angela îl privește pe Hristos, înainte de toate, ca pe un Deus Paxionatus, zeu îndurător de chinuri, ca un Deus et homo Paxionatus, Dumnezeu și om îndurător de patim. Încă din anii copilăriei, Hristos a fost cuprins de o mare tristețe, întrucât a prevăzut viitoarele sale pătimiri. El a îndurat smerit toate chinurile, disprețuit de toți, Sărac și neajutorat, et semper stetit sicut homo impotens. Și îndatorirea fiecărui credincios este, potrivit cu ceea ce afir afirmă Angela, să se gândească la sacrificiul făcut de Dumnezeu pentru răscumpărarea păcatelor omenești, să pătrundă cu simțirea înțelesul patimilor lui Hristos căci numai atunci el se va împărtăși din iubirea divină. Cvi plus de mea pasione recorda buntur, plus de mea amore abebum, habebunt. Interesul deosebit al lui Ducio pentru patimi se explică prin stările de spirit mistice, de care erau animate multe cercuri ale societății sieneze. Dar, dacă la misticii italieni și mai cu seamă la cei germani, descrierea patimilor dobândește adesea o notă de pesimism sumbru, ca mai târziu la Bosch și la Grünewald, la, du la Duccio, patimile capătă un alt tâlc. Duccio își menține povestirea în tonuri delicate, înduioșătoare. El netezește toate unghiurile ascuțite evită tratarea grotescă a expresiei exagerate. Imaginile lui Hristos, concepute de imaginilor lui Hristos, concepute de el, le este proprie o nobilă stăpânire de sine și o profundă omenie. Atât în aceste scene ale patimilor, cât și în madonele lui Ducio, liniile sunt așa de ritmice și de melodioase, culorile așa de rafinate, încât nici măcar imaginile cele mai triste nu dau naștere la asociații sumbre. Ele sunt învăluite într-o dispoziție sufletească, ușor elegiacă. Liric înnăscut, lui Ducio îi sunt la fel de străine atât eroismul epic al lui Giotto, cât și patetismul grav al lui Giovanni Pisano pe deplin conștient de posibilitățile și de limitele harului său liric, duci o nazu grăvit niciodată fresce monumentale. El se află în elementul său când este vorba de mici icoane realizate cu o migală de juva ergiu și care, prin strălucirea culorilor, se aseamănă cu emailurile scumpe. Și deloc, nu întâmplător, Segmentează el icoana de altar a catedralei din Siena în multe zeci de scene. Fiecare asemenea tablouaj îi oferea mai multe posibilități pentru exprimarea intimelor sentimente lirice decât solemna și încremenita compoziție, maesta. Duccio n-a fost un inovator îndrăzneț. El a rămas în afara mișcării protorenascentiste chiar dacă aș și împrumutat de la aceasta din urmă unele inovații, ele erau adaptate neapărat la vechea zestre ce și avea rădăcini în arta bizantină. Apoi el a preluat aceste inovații cu sfială, fără entuziasm. Nici nu a ajuns la ele pe o cale proprie, ci au fost sugerate din afară. Așa se face că toată viața nu și-a însușit principiile gândirii în spațiu. Nostalgia după trecut îi încătușa forțele, împingându-l pe același drum al tradiționalismului pe care îi împingea și pe ghibelinii sienezi, care se agățau cu obstinație de moștenirea de la părinți. Din această cauză, arta lui Ducio, oricât ar fi ea de desăvârșită, nu prezintă mai mult decât o ramificație lăturalnică. Rolul ei istoric se reduce la acela al unui episod de importanță locală. Ea a ex exercitat influență numai asupra maestrilor sienezi, care purcedeau în opera lor integral de la Duccio, acesta determinând caracterul întregii școli sieneze de pictură. Și dacă Simone Martini a dezvoltat laturile cele mai poetice ale artei lui Duccio, în schimb, frații Lorenzetti au împrumutat de la el, cu precădere, acele trăsături caracteristice picturii de gen, care erau exprimate destul de anemic în arta lui Duccio, dar care erau deosebit de apropiate tendinței realiste a talentului lor. Sfârșit. Ați ascultat Ducio în Vechi maestrii europeni de Victor Lazarev.